Salutare fraților și bine ați venit la Black Tiger, cu venit în nou episod din Farming Simulator 22 Survivor. Am văzut că animalele mele nu prea stau ok cu rana, așa că trebuie să rezolvăm neapărat. Deja vine seara. Am adus aici niște saci de grâu la găini, pentru că nu mai au de mâncare. Bun. Numai ce i-am cumpărat, i-am adus. Trebuie să văd și de văcuțe, pentru că și vacile nu mai au de mâncare. După aia cred că o să dormim un pic, mai am un pic de adunat iarba de pe terenul ăla, mă rog, fânul. Da, cred că o să adun mâine dimineață pe ziua. Trebuie să aruncăm o privire un pic și la sere. Dacă mai țin eu bine minte, cred că mi-am pus o seră nouă. Parcă cu lebeniță și ceva de genul. Sper să nu greșesc, să nu confund seria, nu de albă de la câte serii spigea pe canalul ăsta. Am început să le confund. Bun, hai să mergem un pic cu un sac fără ăsta. Ia să hai să ne uităm. Ok. Deci astea e suficient. Și ce mai am? Bun, restul ce mai am merge și îl ducem la găinile din fermă. Hai să primim și ne un pic lumina că deja s-a făcut întuneric, întorc și eu aici, așa rapid, și mergem către fermă să dăm rană și la celelalte găi, care o să fie și ele mutate tot prin zona asta, cred că, dar pe viitor nu chiar acum, că momentan am alte plate. Hai să rezolvăm rapid și cu găinile, după care neapărat rezolv și la văcuțe imediat, așa rapid, nu fac decât un singur amestec și după aia dimineață o să mai văd ele ca să ai rame. Acum nu vreau să stau foarte mult pe întuneric, nu se vede nimic, probabil nici la voi. O să le prepar doar așa un pic de hrană pentru seară, cât să aibă pentru seară ca să nu te flămânde. Până ele mai mănâncă și noaptea. Aici mai am încă doi sari din ăștia. E fain așa să joci și noaptea câteodată, dar depinde. Exemplu, toamna parcă e prea împunecat. Mai e abia către primăvară. Da, de fapt, suntem în luna mai, prima lună de primăvară. Cam așa s-ar considera, cel puțin prin zonele noastre. Uite că suntem în anul 10, e joc. Ok. Are ceva termen lung seria asta de când am început cu ea. Ok. Da, bun, hai că am finalizat aici imediat. Hai să colecționez perfectos. Trebuie să ne facem remerem la aici. Rezolvăm rapid cu niște rame la văcuțe, sper că nu s-o băga la somn. Dau, e posibil să se ne pot la somn, în fine. Hai că rezolvăm rapid. Iau direct din silos, pac pac, a rezolvat. Aici am UTB-ul ăsta, trebuie să mai car și iarba cealaltă, ia stai să-l mut un pic mai în față. Lăsăm aici până mâine, dimineață. Da, bun. Așa, avem aici niște fân. Undeva la 30%, nu trebuie să-mi silozat. Perfectos. Fânul trebuie să-mi silozat și paie. Da, bun, hai să mai dăm un pic de fân. Pic de aie și am terminat, perfectus. Da, bun, hai că doar groastă. Ne pun, descărcăm aici. Așa, hai să vedem acum cum stă treaba. Vezi, deja a început să-i scadă din sănătate la măpuse și nu e ok.
Așa că, de-aia am zis, trebuie să aibă mâncare și noapte aici. Văd că momentan suntem ok. Și la de aici a început să le vezi stradă. Mai avem un pic. Dar bun, trebuie și noi farurile, motorul și hard face. E mai șopi. Hai să dormim că s-a întunecat. A lucrat cu noaptea în cap. E trezit la 9 dimineața că suntem obosiți. Ne apucăm de treabă din nou, pentru că e multă treabă aici la fermă. O să mergem cu Cric să vizităm, bineînțeles, seara nouă care am pus-o. E că o să iau Dacia în acolo, că n-am mai lucrat, n-am mai condus de mult Dacia asta. A, uite că și plouă. Oh, ok. Cere mare la Daily Center. Bine. Așa, hai să vedem cum se treaba cu serele. Dacă avem ceva producție pe acolo, mergem pe mod la camionul și mai vindem una alta. Vreau să investim. Acum cred că o să mă pot să cumpăr acum cel mai probabil. Am tot gândit să iau acum fabrică de carne, dar nu am încă, știi? Uite că avem, nu? So. Ce e aici? Ah, nu, asta e cafe, ok, cafea, mă, n-am pus, eu n-avem pus să-i dăm, mă, ia să șopic. Producție, sere, cred că nu am activat, așa-i? Ba da, ba ba nu. Nu cred că e, nu e asta. A, uite, asta e 7000. Unde să mai punem și pe asta? Punem aici, dar n-am cum să spun după aia. Aveam eu loc. Uite aici că pe posul. Nu știu dacă mai pot intra cu camionul. Cred că pot să intru. Și dacă o punem așa. Ia stai așa. Unde fac de aici? That is good. S-a modificat terenul un pic pe aici. Sau? Da, așa că rezolvăm. Amenajare. Da, a rezolvat. Perfect. Așa, hai să vă obțin un pic aici. O fine. Pământ să fie. În madrenajarii. Păi ia să apere polul. În greșeală am uitat să-l pun pe silențios. Na, bun. Bă, loc avem. Pac, pac, avem și asta de cafea. E bine. Hai să-și activăm până la urmă. Avem 728.000 de euro. Stăm bine financiar, uite aici. Așa, hai să activăm investiție nouă. Mă, aș face niște lebeniță. De fapt, aș face de toate ce să mai putem. Așa, activăm automatic irrigation. Și e totul bine. Acum fabrica asta trebuie să producă. Bun. Nu știu ce rapiditate de producție are, mă rog, fabrică, sere. Așa. Trebuie să mai ducem niște cafea. Uite și pe partea asta mai puteam pune o seră, e bine, că aici așa e o zonă în care am doar sere. Suntem în luna iunie. Mă fix să văd eu cât se putea plata în septembrie. Nu, mă interesează dar neapărat grâu. Să punem probabil și ori sau vârst. Trebuie să mă uit să văd acolo de ce puteam să fac rana pentru porci. Pentru că o să ne băgăm pe porci cât de curând. Abia aștept. Banii stau bine acolo, nu-i problema, la portofel. Sau stai băi, deci așa pe care aveam seră. Eu cred că a pus două serie, așa e, da, aici era seră, mă, așa am uitat de ea. Ce de mine, mă, nu pun ce nimic. E cu seră asta, bine, nu mai contează, avem două astea. Așa văd că produce foarte greu. Ma 436, dar
Normal. Evade. Good job. Formatta BHMS and Meta. Should bring you the orange. Tenho rolar. Era o filho, hein? Vou funcionar. Pers, só esperam. Pers, é funcionante. Aí, tch. Ah, esse é o caminho no X, emergência Minecraft. Înainte de a-mi încărca, trebuie să mă duc să-mi adun niște combustibili pentru fabrica de cafea, a văzut că nu mai are și degeaba duc eu acolo producție dacă mi o pot pune în funcțiune, așa că asta trebuie să iau acum, mai. Nu știu că am mapă, să vorbesc aici în silozul ăsta. Mai am de vândut oricum destule lucruri și dacă mă apuc să vând, cred că ajunge la 1.000.000 de euro. Dar bun, hai să colim mapa și să cumpărăm niște combustibil. Bun. Hai să ne percăm de aici. De. Ah, ok, acum mă vreau. Bun, s-a tâmpit un pic, dar revenit. Ok, cred că facem milionul în episodul ăsta, cam asta vreau să facem milionul și nu pentru prima dată în seria asta. Hai că mai cumpărăm până la tot ce-i după virgula de la 700 de 6.000. Na bun, ajunge. Avem 6 tone și aproape 7 tone, 7.000 de litri, aproape de combustibil, ar trebui să fie everything is good. Hai să mergem să alimentăm aici și după aia ne mai băgăm un pic pe vânzare. Ce mai e cu animalele o să văd eu după aia. Așa. Oh, ce repede. O mâncat tot. Naibă, mă. E un bug aici. I-am pus parcă memory, nu? Îmi arată că am doar 6 și ceva de litri. Na, no, ok. Hai să mergem către fermă și să... Și stai așa un pic. Asta nu mai funcționează. Material în lipsă. Trebuie să rezolvăm neapărat. Mergem către fermă și rezolvăm și cu fabricile că văd că stau pe loc. Avem aici niște... minere. Hai să... încercăm cu ce avem aici. Așa. Ok, ce mai avem? Mai avem... nu mai avem salată acolo. Hai să văd că o să intru direct pe aici. Văd că merge, încărcăm și de aici. Ok. Perfectos. E așa că mai avem. Mai avem în partea asta de producție, cred că mai avem ceva. Bă, eu știu că... Aveam acolo resurse, dar uite că nu mai am. Resurse la aur, leu, wool.
e șans. Fabrica nu e problema, o să venim să rezolvăm aici, uite că mai avem ceva lucruri. Bine, bine, că încă se mai spavnează. E așa că avem niște sirop. Bine, ăla cred că le iau. Le duc celui după aia. Că e, e aici aproape punctul de vânzare. Claris. Hai să iau și struguri așa de primatine. Și momentan cred că e cam atât. Merem și vindem. Avem aici. Să vedem așa că câți bănișori o să facem și de pe vânzarea asta. Na bun, hai să vin început eu aici. Ce nu merge aici, cealaltă parte. Vedem așa că câți bănișori facem pentru că sunt foarte curios. Ok, 38.000 până acum. Bun, restul le vine în partea cealaltă, 8.000 și ceva, cam 40 ceva de mii, dar e bine. Nice. Hai să întoarcem. Hai că întoarcem dacă e. Și merg bordurile astea aici așa în calea mea. Hai pe... Mai luat ceva bănuți și de aici, trebuie să văd de fabricile alea neapărat. Mi-e un pic ciudat cu asta de cafea. Pentru că știu că am văzut 6, aproape 7 tone de... 7 litri... 7.000 de litri, pardon, de... combustibil. El mi-a luat în considerare... 600 și ceva. Asta e ciu. Și nu înțeleg de ce. Am puțin bani. Sincer. Ok, hai să lăsăm aici și ar trebui să se vadă tot. Castraveții. Așa. Aoleu, dar în ce se gândește, mă? Nu prea cum vine, sincer, cât iau, dar asta e. Serile alea, nu știu, trebuie să vedem. Cum produc și alea, aici. Aici. Da. Nu știu, măi, e foarte ciudat combustibilul aici, dar știu. Și nu cred că greșesc.
Va bene, abbiamo i shot che non potrei salvare, non è tanto. Vedete che la chance ne ha proprio scelto il video. Ci ha quello se pare crap ci va per scemonte, da stai bene. Ecco, mamma c'è da non esce l'arbo, da che non c'è posso crescere l'arbo. No, voi se vado che ho bireso cumva il mio asci tutto lo tape. Se mai è tempo che ho dato di forse plus se vuoi chiazza, non che il mio asci ci vado no, bireso forte ci ho dato. Acum aș mai face ceva update-uri. Sper să fie rezolvat problema asta, dar tot mă uit, vreau să fiu sigur că m-am mai trezit că eu încep filmarea, până la jumătatea filmării sau a trecut de 10-15 minute și el începe să ia crash și mă trezesc fără nimic. Muncind degeaba. Ok. Hai că termin și eu aici de adunat pânul ăsta. Cred că din următorul o să fac niște nutrieți în silozat. E mai bine așa. La prima coasă niște pâini, la a doua coasă nutrieți în silozat și tot așa. Apoi nu rămâneam în minus cu niciun dintre ele. Mai puțin cu paiele care na, trebuie să pune și noi niște grâu. Se rezolvă problema cu paiele, dar la timpul lor le facem pe toate. Ok, hai să descărcăm fânul ăsta și vreau să mai fac încă o tură de vânzare. Eu aș mai avea ce vinde, pare că din câte îmi amintesc, vedem imediat. Să-mi spăl și utilajele pentru că s-au murdărit și necesită și ele un pic de curățare. Hai să încărcăm de aici. Așa un pic, că nu m-am poziționat eu foarte bine. De ce nu mai încărcă? Ok. Na bene, hai să ne uităm din nou aici la sera asta. Mă văd că începe să producă, dar foarte, foarte încet. Un pic nasol, sincer. Așteptam la o producție mai mare, dar e ok. Avem aici și niște fructe și ok. S-a părut ceva ciudat. Am mai niște fructe, portocale, prune. Mai să le vindem. Mă rog, seara produce destul. Produce foarte repede, nu fac grijă. Mai să mai bine să mai facem niște bănuți, pentru că în episoadele viitoare ne apucăm să facem foarte mult niște investiții faine. Într-o fabrică de carne, într-un botez de porci. Și după aia o să cumpărăm și porci, bineînțeles, numai să avem și noi grâu și toate cele bea să preparăm hrană. Dar pentru început cred că e ok. Și dacă aș cumpăra niște mâncare, nu e așa scumpă mâncarea către porci și până am eu grâu, poate că pot să și cumpăr. Ok, hai să vedem cât de lung de pe fructele astea. Bun, bun, hai, hai bănuțu, hai bănuțu, ne apropiem de milion așa încet. Vedea cât așa încet ne apropiem.
Așa. Hai să lăsăm să descarce el. De aici, din ultimul, nu ia, n-are problemă, că dăm un pic mai în față. Bun, o să vin și o să mai vând ce mai pot. Oricum, e aia îmi produce țera. Nu fac probleme că nu aș avea ce să duc la fabrică. Ok, hai că a venit cu altă vânzare. Vedem dacă ajungem măcar la 900 de... Mai am de vândut. Dar... Să vedem măcar la 900 de mii să ajunge cu transportul. S-ar fi minunat, dar nu prea cred. Ok, 39 de mii, nu m-o fi... Plus 7.000 ceva, nice, mă. Avem 871.000. Așa, citișor, ne apropiem, nu cum am vrea eu, dar ne apropiem. Ia uite că deja se produce și cafeaua. Ia să vindem un pic. Cafeluță, merem să vine și sirop respectiv. Îl avem acolo la... Îl avem acolo la fermă, aproape de un... punctul de vânzare, deci... Ok. Uite. Vezi 4.000 și ceva de pe urma la... un palet de cafea. Se merită. Dar nu știu care este ceva cu combustibil aici. Torină 6 și ceva de aici. Bă, că mai am de produs, bă, cu produci, dar asta e bine. O să mai aduc cafea, pentru că se merită. Deci... Poți, bani, frumoși. Bun, hai să merem noi la... Aici. În zona asta, parcă... Auzi. 881.000, nice. Nice, nice, nice. Vine siropul ăla că... N-am mai vândut de mult. Și cred că mi-a salvat ceva în sirop. Cred că vin cu Dacia până la urmă ca să beau deși destul de aproape durează să până de fiecare. Ia uite ce-l mănâncă. Ah, 1.000. Ok. Avem destul de mult, ia să-ți vedem. Dar ok, de noi se spavinează. Da, da, eu știam că trebuie să avem mult. Eu știam că asta pute cine ai mult, nu? What the hell, nu? Doar atât? Eu știam că asta pute ce foarte mult sirop. Dezamăgit. Na, asta e. Trebuie să văd neapărat de fabrici, ca să le punem în funcțiune așa cum trebuie. Ca să mai aduc resurse, trebuie să mai văd de sere. De ce mai au nevoie? Și... data viitoare... facem milionul cu siguranță, zic eu. Nu l-am face și acum, dacă... aș mai dau un pic timp înainte, aș dormi, dar trebuie să mai văd un pic și de animale, că au nevoie și ele de hrană. Nu vreau nici să dau așa timp înainte doar ca să îmi genereze mie serele niște producție, ca să ajung la 1.000.000. N-are rost, trebuie să vedem de... echilibre, trebuie să vedem de tot ce avem prin fermă, să fie toate animalele hrănite, îngrijite, utilajele spalate. Că sunt destule care sunt murdare.
Da, bun. Fraților, ne apropiem așa în cel de 900 de mii de euro. Asta e bine. Cred că am mai avut o sumă destul de apropiată de asta, dar cred că asta e cea mai mare sumă care o avem de până acum în seria asta. Ia uite, deja se fac instaurii. Bun. O să ne apropiem așa cel de milion și o să facem și milionul, după care ne băgăm la cheltui ca să nu cheltuim fără prea, pentru că mi-a avut nevoie de profit, bineînțeles. Dacă v-a plăcut acest video, lăsați și voi un like, dacă pe canal, trebuie să vă abonați, eu vă mulțumesc din suflet pentru că ați vizualizat acest episod până la final. Până data viitoare, toate cele bune, bye bye!